Insta, Facebook și Twitter. Yeah. Europa FM. For in the morning, am ascultat ceva mai devreme Gwen Stefani. Când aud de ora asta, mi-aduc aminte de luna august. Salut, Cătălin, bine ai venit! Salutare, ce mai faci? Uite, bine, te așteptam să mai schimbăm impresii, să ne mai aduci chestii care se pot sau nu se pot face în România. Se poate face orice, ți-am zis, importante sunt consecințele. Ai văzut discuția cu benzina, câte idei deșteptau ascultătorii noștri. Da, am ascultat. Mi-a plăcut aia cu voucherul, știi, cu bonul. Am ascultat și acea idee, dar concluzia a fost una singură. Nu se poate nimic, nu se poate face. Nu, deci... asta e concluzia unui expert. Acum ce hotărăște, domnul explică doar domnul profesor Năsulea, care a fost aici, nu deține adevărul absolut în materie de benzină. Avem cea mai corectă economie de piață, ești de acord cu mine? Nu, din potrivă. Cea mai corectă. Din potrivă, păi, dar... Nu mișcăm nici la stânga, nici la dreapta, da, un milimetru. Da, da? Nu, și toate astea mă întreb de ce suntem unde suntem, știi? Adică la nivel economic. Dar bine, uite, David Popovici a câștigat... Ne vorbești despre David. Da, da, da. Hai că e foarte interesant ce o să vă spun, da. Rațiunea zilei cu Cătălin Striblea la Europa FM. David Popovici se va califica cu siguranță și va concura în proba de 100 de metri liber, care este proba probelor la înot. O să vedem rezultatele. Finala este mâine seară. Nu o transmite nimeni în România, deși poate să vor cumpăra drepturile pe repede înainte de către una dintre televiziuni, dar fiind fapt interesul uriaș. De ce nu s-a transmis ea până acum? Să explicăm și asta. Pentru că vă rog să-mi răspundeți cinstit la o întrebare. Când v-ați uitat ultima dată la o competiție de not? Asta lipis de televizor. Sau când ați notat ultima oară? Da. Nu s-a transmis pentru că această competiție, ca oricare alta, costă bani. Și cine plătește vrea să își și recupereze economia de piață de care vorbeam. Și cum interesul este redus, oamenii nu s-au gândit să dea banii. Putea să facă televiziunea publică? Da. Tot din banii noștri, cu niște costuri, asta se putea. Era de așteptat competițiile majore să le dai la televizor. Că-s campionate de not, de scrimă, de atletism, te poți aștepta de la televiziunea publică, că acolo plătim cu toții, na, și ne sprijinim. Bun. Dar unde voiam să ajung apropo de chestiunea asta de piață? Că mi se pare foarte interesantă discuția, o să vedeți și la mine pe Facebook, că am mai pus așa câte o întrebare, sau mai făcut câte o afirmație. Foarte multă lume din România este convinsă de faptul că David Popovici a reușit în această întreprindere de unul singur și că România, prin instituțiile sale, nu are niciun fel de contribuție. E un mesaj mare care vine pe Facebook la noi și eu îl înțeleg că vine în, cum să zic, în urma unei gândiri pe care o avem noi despre țara noastră, despre statul român, despre cine suntem noi în ultimii zeci de ani. Sau poate și din lipsa informației complete. În mod clar aici e vorba de informație incompletă și fac eu serviciul ăsta public de a stupa o parte de informație, deși colegi de-ai noștri lucrează în presă. Uite, articolele formidabile ale Andrei Giuglea, care scrie despre David Popovici de multă vreme și scrie pentru Lead.ro sau pentru publicația DOR, sau dacă vreți să vedeți newsletter-ul ATLT, sunt multe locuri. Deci, David Popovici este un copil enorm de talentat. E un talent din ăsta de se naște la 100 de ani. A avut parte de sprijinul familiei, probabil mai cu dare de mână, oamenii s-au preocupat și l-au crescut, până în momentul în care a început să facă performanță. În momentul în care performanța a devenit inevitabilă și vizibilă cu ochiul liber, autoritățile sportive, federație, COSR, oameni din sportul românesc, au cuplat și au reușit să facă de această dată o mașinărie care să-l ajute în performanța sau o mașinărie la nivel european, zic eu. Pentru că acest sportiv a fost ofertat din numeroase părți ale lumii, nu neapărat în chestiunea legată de Team România, dar pentru o carieră a lui profesionistă să-și o urmeze în Statele Unite, așa cum și Robert Glintz a fost la un moment dat și s-a întors. Da? Și atunci România a pus la cale un program, să-i zicem, prin care au reușit să-l oprească în țară. Da, asta înseamnă bani,
Da? El e un copil care are un salariu foarte mare la clubul Dinamo. Cum ar fi reușit să-l plătească? E un salariu foarte chiar mare. Chiar mă întrebam când o să pronunci tu de clubul Dinamo. Clubul Dinamo... Să uităm unde este legitimată. Clubul Dinamo, sigur că da, e cel mai mare club sportiv din țară, la oaltă cu Steaua, cred, a Dinamo, cred că e mai mare, mai puternic, pe zona asta de sporturi olimpice. Unde, înțeleg, fără să cașați lucrurile la Dinamo, nu se comunică public, da, ce să zicem, înțeleg că are un salariu excepțional. Da, adică un salariu excepțional pentru România. Mai să-l spunem sau să nu-l spunem? Eu am văzut scris în presă 7.000 de euro. Da, asta e. Scris de ziarist bătrân Marian Ursescu de la Eurosport, el a anunțat cifra asta public. N-am văzut date, n-am văzut documente. Știu că mai sunt bani de la COSR, că așa sunt programele olimpice, deci e un sportiv plătit bine pentru nivelul României, din bani publici. Dar și talentat și care a dat enorm, roade, asta e. Enorm de talentat bine. Și de asta România și eforturile făcute, să zicem, de Camelia Potec ca să-l oprească aici au fost mari. Echipa din jurul lui este o super echipă de profesioniști români. Da? Îl cunosc personal pe Dragoș Luscan, care este preparatorul lui fizic, îl cunosc de foarte mulți ani. E un om care a lucrat cu Simona Halep, e un om care a lucrat cu Horia Tăcău, e un om care a lucrat cu Naționala de Handbal, cu CSM, un om care este foarte bine pregătit profesional, singur a mers la cele mai mari școli de specialitate din lume, banii lui în sensul ăsta, ca să se pregătească pentru meseria asta. Nu-l știu pe antrenorul lui, domnul Rădulescu, dar înțeleg că e de top în momentul acesta. Deci s-au grupat în jurul lor oameni de succes, oameni care au capacitatea profesională de a face lucruri și ei sunt plătiți la rândul lor. Și ei sunt români. Și ei sunt români, deci cu cunoștințele lor și, de asemenea, sunt niște bazine, că știu că e mereu discuția asta cu bazinele. David Popovici se poate pregăti în 3 bazine, la Dinamo, care e un bazin mare și cunoscut, la Otopeni, care e un bazin olimpic nou, și la cel de la Izvorani, care este cel olimpic clasic. Și există, și asta, să știți că se creează în timp așa și sunt oameni care muncesc la asta, o coaliție de companii mari românești care îi sprijină pe acești sportivi excepțional, că nu-i vorba numai de David Popovici aici. Deci, acest succes, dincolo de talentul individual și puterea familiei sale de a-l aduce aici, se sprijină într-o bună măsură și pe capacitatea noastră de a face lucruri în comun ca nație, ca societate. Începând de la bani până la condiții și, cum să zic, sprijinul material, moral, care vine dinspre sponsori. De data asta, eu vă propun așa, nu vă luați meritele, adică nu vi le ascundeți, nu le călcați în picioare, ca societate. Noi, ca societate, prin reprezentanții noștri, am reușit acest lucru. Sigur că se putea face mai mult, se putea face orice pe lume, dar reușita e acolo și eu v-aș invita să o apreciați și să ne bucurăm de ea, că așa e, așa e firesc. Că nu l-au pregătit mai din timp. Am văzut tot felul de opinii. Sigur, nimeni nu putea să-i întoiască... Bine, acum nimeni nu vorbea despre David, acum da. Toată lumea a devenit specialistă da. Și spune ce ar trebui să se facă și ce eu trebuia făcut. Și... E o bucurie, eu zic că ne-am descurcat bine în momentul ăsta și zic că eforturile vor fi și mai mari ca să-l păstrăm aici. Gândiți-vă că mai departe nu putem să-i oferim un mediu universitar adecvat, că și asta e o problemă, da? Adică el va trebui să aleagă unde merge la facultate, continuă aici. Yeah. Deci, de data asta, statul a investit banii corect. Da, da? În echipa, da, da, în salariul, da, lui David. Da, dacă îl vedem ca o investiție, atunci pot să zic că este o investiție reușită, un talent văzut pe parcurs, nu l-au luat de vârsta de 3 ani, l-au văzut la 14, 15, 16 ani și au dat seama și atunci am făcut treabă. Dom'le, hai să ne recunoaștem meritul ăsta. Nu doamnei Potec și oamenilor de acolo, nouă, ca societate să ne bucurăm. Păi, a făcut o treabă bună. Da. Da, am făcut ura. O treabă bună. Bună. Cătălin, îți mulțumesc pentru comentarii. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Noi ne luăm